Sunt foarte bucuros pentru că evenimentul a început de aici, de la Cluj. Evenimentul e foarte animat, s-au înscris mai mulți concurenți decât noi ne așteptam. Încercăm să le dăm la fiecare posibilitatea să concureze și așteptăm tinerii să se înscrie pentru aceste castinguri și să devină vedete ale României și nu numai. Ce calități credeți că au nevoie concurenții? Să aibă pasiune în ceea ce fac și să-și dorească. Și dacă îți dorești și ești pasionat, orice se poate realiza. Cum credeți că este văzut în România această meserie? Din păcate nu este văzută ca o meserie cool. Noi tocmai asta dorim să o facem, să o transformăm într-o meserie cool și să se vorbească precum de șefi la cuțite sau șefi bucătari, să se vorbească și despre adevărații maestri sau șefi măcelari. Suntem deja calificați în echipa principală, am participat de 2 ori la cele 2 ediții și suntem câștigătorii celor 2 ediții de Top Chef Măcelar. Este o provocare pentru noi. Am ieșit în zona de confort, de măcelărie veche, tradițională, de cartier și am ieșit într-o zonă un pic mai apropiată de client. Clientul e mai comod, are mai puțin timp în zilele noastre și atunci încercăm să scoatem niște preparate inovative gata de gătit. Adică vii la măcelărie, nu mai e carne tocată și mergi la aprozar să mai ai restul. Hai să încercăm să facem o chifteluță doar să o prăjești în tigaie. Hai să încercăm să... tot felul de rulade, tot felul de specialități și a fost o provocare și ne-a dat un impuls frumos acest concurs. Noi mergem cu speranța de a câștiga, mai ales că eu vin după două ediții pe care le-am câștigat. Gândul meu este să merg să câștig campionatul mondial. Nu este foarte greu pentru că România are măcelari în toată Europa și nu numai. Sunt măcelari cu experiență, sunt foarte apreciați în măcelărie din Italia și în care italienii chiar au o tradiție în partea asta de măcelărie. Și sperăm să facem o figură frumoasă și chiar ne dăm silința cu o coreografie impresionantă, să facem niște surprize frumoase pentru campionatul mondial din Franța. Meseria de măcelar este o meserie foarte frumoasă, ce necesită multă muncă, multă dăruire, multă pasiune, ca și în fiecare meserie are faima lui meseria, frumusețea lui. Eu o consider o meserie foarte frumoasă, fiind lucrând în fecare zi pentru deservirea clientului, pentru masa clientului. Consider că de a pune o carne de calitate pe masă este o responsabilitate foarte mare. Ca orice meserie, pui suflet, este ceva frumos. Am pus suflet, fac meseria aceasta din anul 2000, deci 24 de ani, pot să spun chiar sunt bătrân în această meserie. Toți suntem o echipă, nu e, dar să vedem ce ne interesează foarte mult, să premiem originalitatea și în primul rând să nu irosim, adică noi vrem ca să mergem acolo și să fim cumva în pas cu timpurile. Nu ne încântă neapărat o tăietură premium, da, cât orice idee care se poate transmite mai departe în consumul din viața de zi cu zi, adică la măcelar să găsim și să fie promovate și produse care tăieturi diferite, da? Și chiar și faptul ăsta ne interesează mult, ca să măcelarul să fie, să aibă un dialog cu consumatorul și să se să poată primi produsul exact pe ceea ce trebuie să facă clientul, în principiu.